povestiți-mi cum s-a întâmplat. Păi, la început mi-am făcut și eu cont. Dar nu prea-mi plăcea Facebook-ul, că eu eram mai mult pe Hi5, pe Yahoo Messenger, mai țineți minte. Și după aia a început să logheze tot mai multă lume, mă logam și eu. Mi-amintesc că primul meu nume pe Facebook era George Boss, dar Boss era cu dolari, așa tăiați, vă amintiți? Și George, așa era George scris, dar mintea mea era George, că îmi plăcea așa mai mult cum sună în engleză. Păi și cum ați devenit dependent? Păi am început și eu să dau mai multe like-uri, să am mai mulți prieteni. Credeți că numărul prietenilor virtuali e de vină? Dar nu știu dacă îmi sunt prieteni, că nu-i cunosc. Dar îmi place să am așa multe gadgeti în listă, să le dau like la tot ce postează. Poate îmi scrie și mie vreuna. Când ați avut ultima relație cu o femeie? Păi, am vorbit cu una din Cluj vreo 2 săptămâni, dar mi-a dat bloc când am să ne vedem. După i-am mai scris una din Timișoara, dar i-am dat imediat papucii că nu prea răspundea. Păi stați, cum i-ați dat papucii dacă nici nu vă răspundea? Păi, după ce i-am scris vreo 20 de mesaje și am văzut că nu zice nimic, mi-am dat și seama că e figurantă. Păi ce, i-am dat eu imediat papucii, ce, să zică că are iubit sau ceva? Ce, s-a terminat Facebook-ul la aia? Mai sunt, No, eu mă refer când ați avut ultima dată un raport intim. Păi așa ziceți, domn doctor. Am vorbit odată cu una din Amsterdam, bine, româncă de-a noastră, dar e la studii acolo. Mi-a trimis niște poze, domn doctor, dar și eu i-am trimis. Doamne, cum a fost seara aia, și cu stânga și cu dreapta, și cu stânga și cu dreapta. Mă rog, de câte ori intrați în fiecare zi pe Facebook? Păi tot timpul, de când mă trezesc și până mă culc. Bine, uneori mai intru și noaptea ca să văd dacă am vreo notificare. Păi și dacă nu intrați pe Facebook, ce simțiți? Simt că mă sufoc, simt că n-am aer. Mi s-a întâmplat odată să n-am net, vă jur, am crezut că mor. Vă jur, vă zic sincer, odată l-am bătut pe un barman că nu mi-a dat parola la Wi-Fi. Domnule Tănase, e destul de complicată situația. Dumneavoastră v-ați creat o realitate distorsionată. În sensul că v-ați creat o altă viață virtuală în care credeți mai mult decât în cea reală. Am și muncit pentru asta, domn doctor. Dar nu asta este ideea. Like-urile nu sunt o validare a ceea ce reprezentați dumneavoastră ca om. Cum nu? Păi eu postez despre viața mea. Domnule Tănase, ați încercat vreodată să vă dați drept altcineva decât sunteți? M-ați prins, recunosc. Am trecut odată pe lângă Bambu și mi-am dat check-in să creadă lumea că sunt club acolo, dar nu eram acolo. Și am pus și o poză vara asta de la mare, dar era de vara trecută făcută, că vara asta n-am avut bani să mă duc la mare. Păi vedeți, dumneavoastră duceți lipsă de atenție și o căutați în realitatea virtuală. Păi unde s-o caut, domn doctor, dacă toată lumea e acolo? Ați încercat vreodată să ieșiți în oraș fără telefon? Păi ce farmec mai are? Am rămas odată fără baterie când eram în oraș, dar mi-am dat check-in când am ajuns acasă. Domnule Tănase, trebuie să vă închideți Facebook-ul. Nu. Nu se poate asta. Trebuie. Mai am un cont fals. Pot să intru măcar pe ăla? Absolut deloc. Bine. Bine, oricum nici nu mai e la modă, pierzi o grămadă de timp, nici bunăciunile nu mai stau pe Facebook cum stăteau odată. Așa, vedeți că se poate, bravo! Vă mulțumesc, domn doctor, vă mulțumesc din suflet, chiar nu credeam că o să mai scap și vă jur că simt că m-am eliberat așa cumva. Aș putea să fac un Insta story cu dumneavoastră pentru Instagram? Că am început să mă urmărească o grămadă de oameni și trebuie să le arăt că fac și eu ceva cu viața mea. Prietenul meu, psihologul. Cum vă găsiți, vă dau un tag.